Aflarea termenului necunoscut. Pentru aflarea termenului necunoscut, să lucrăm împreună exercițiile date. Primul exercițiu. 18 plus A egal 56. Avem o adunare în care cunoaștem primul termen și suma. Aflăm termenul necunoscut prin operația de scădere. Din sumă scădem termenul cunoscut. 56 minus 18. A egal 38. Ne verificăm dacă am lucrat corect înlocuind termenul necunoscut cu numărul aflat. 18 plus 38 egal 8 plus 8, 16, 1 plus 3, 4, plus 1 din minte, 5. Am lucrat corect. Al doilea exercițiu. Avem o adunare în care cunoaștem un termen și suma. Nu cunoaștem primul termen. Îl aflăm prin operația de scădere. Din sumă scădem termenul cunoscut. A egal 90 minus 49. A egal 10 minus 9, 1. 8 minus 4, 4. A egal 41. Ne verificăm înlocuind termenul necunoscut cu numărul aflat. Astfel, 41 l-am înlocuit pe A plus 49 egal 1 plus 9, 10. 4 plus 4, 8 plus 1 din minte, 9. Să vedem în cazul scăderii cum aflăm termenul necunoscut. Avem o scădere, 65 minus A egal 49. Cunoaștem descăzutul, cunoaștem diferența, nu cunoaștem scăzătorul. Scăzătorul se află prin operația de scădere. Din descăzut scădem diferența. 65 minus 49. A egal. 15 minus 9, 6. 5 minus 4, 1. Ne verificăm înlocuind termenul necunoscut cu numărul aflat, respectiv 65 minus 16. 15 minus 6, 9. 4 minus 1. 5 minus 1, 4. Am lucrat corect. Iarăși o scădere. A minus 17 egal 38. În cazul acesta nu cunoaștem descăzutul, cunoaștem scăzătorul și diferența. Aflăm descăzutul prin operația de adunare. Adunăm scăzătorul cu diferența. A egal 17 plus 38. 7 plus 8, 15. 1 cu 3. 4 și cu 1, 5. A egal 55. Ne verificăm înlocuind termenul necunoscut cu numărul aflat. Respectiv, înlocuim litera A cu 55. 55 minus 17 egal 15 minus 7, 8. 4 minus 1, 3. Am lucrat corect. Să recapitulăm. Aflăm termenul necunoscut la adunare prin operația de scădere. Scădem din sumă termenul cunoscut. Scădem din sumă termenul cunoscut. La scădere aflăm termenul necunoscut. În cazul acesta aflăm scăzătorul prin operația de scădere. Din descăzut scădem diferența și obținem scăzătorul. Aflăm descăzutul prin operația de adunare. Adunăm scăzătorul cu diferența și obținem descăzutul.